Rămășițele pământești ale fostului episcop al hușilor Grigore Leu, care ar fi fost ucis de autoritățile comuniste, au fost desfumate astăzi. Acțiunea în premieră pentru Biserica Ortodoxă Română a fost realizată de arheologii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. Episcopul hușilor susține că desfumarea și cercetarea osemintelor fostului episcop s-a realizat la cererea reprezentanților familiei și are ca scop aflarea adevărului legat de trecerea în neființă a înaltului prelat. Grigore Leu a fost episcop de huși în perioada 1940-1949. El a fost un anticomunist convins și a luat atitudine publică împotriva fostului regim, bazat pe ateism, inclusiv în ședințe ale sinodului. Acesta ar fi fost omorât de comuniști prin otrăvire cu arsenic, după o întâlnire avută la București cu prim-ministrul Petru Groza, susțin reprezentanții Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. Există informații rezonabile, suspiciuni rezonabile, că ar fi murit în condiții suspecte. Mai precis, după o întâlnire la guvernul de atunci al României Socialiste, în care ar fi servit o cafea, în urma căreia se pare că a și murit. Se știe din mărturii orale mai ales și foarte puține documente că episcopul Grigore Leu ar fi suferit o moarte suspectă. La cererea episcopiei hușilor, dar și a familiei care vrea să știe adevărul despre moartea lui Grigore Leu, rămășițele acestuia au fost desfumate. Prin această acțiune de desfumare a episcopului martir Grigore Leu, nu facem altceva decât să transmitem un mesaj că Biserica Ortodoxă Română este foarte atentă și cu mult respect față de trecutul recent al ei. Am considerat că este foarte importantă o formă de reparație morală față de unul dintre cei mai minunați episcopi. Eu l-am numit miracolul conștiinței episcopiei hușilor. Mâine, în prezența primului procuror al parchetului militar și altor reprezentanți ai instituțiilor publice din România, se va face desfumarea propriu-zisă și vor fi prelevate probe biologice pentru a se stabili modul în care fostul episcop al hușilor a decedat.